Din momentul în care oamenii au fost capabili să gândească și să mediteze, ne-am întrebat despre originea noastră, de unde venim, de ce suntem aici, unde ne îndreptăm. Chiar dacă au trecut milenii întregi, nu am făcut prea multe progrese pentru a afla răspunsul la aceste întrebări arzătoare. Desigur, între timp am aflat extrem de multe despre noi și despre universul care ne înconjoară. Ne-am putut forma o idee despre modul în care a luat naștere cosmosul, dar și despre modul în care umanitatea ar fi putut evolua, însă restul detaliilor rămân necunoscute. O întrebare puțin mai nouă decât cele discutate anterior este: va putea vreodată omenirea să părăsească Pământul? Chiar dacă Pământul este casa noastră, acesta poate fi asemănat și cu o închisoare care ne oprește din a ne atinge întreg potențialul. Deci hai să vedem cum ne putem elibera din această închisoare sau dacă este măcar posibil așa ceva. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Formarea Pământului. Planeta noastră natală este a treia planetă de la Soare și singurul loc pe care îl cunoaștem până acum care este locuit de viețuitoare. În timp ce Pământul este doar a cincea cea mai mare planetă din sistemul solar, este singura lume din sistemul nostru cu apă lichidă la suprafață. Doar puțin mai mare decât Venusul din apropiere, Pământul este cea mai mare dintre cele patru planete cele mai apropiate de Soare, toate fiind făcute din piatră și metal. Toate planetele, cu excepția Pământului, au fost numite după zeii și zeițele grecești și romane, însă numele Pământului are origini germanice. Conform înțelegerii noastre actuale, Universul a luat naștere acum 13,8 miliarde de ani, însă era extrem de diferit comparativ cu ceea ce cunoaștem astăzi. Propriul nostru sistem solar a luat naștere acum 4,5 miliarde de ani, atunci când gravitația a determinat ca trilioane de particule de praf să se combine și să devină planeta noastră, un proces cu un cost enorm de energie. Acest proces a creat o închisoare formată din gravitație asemenea unui puț. Cu cât ești mai adânc în acest puț, cu atât ai nevoie de mai multă energie pentru a ieși, la fel de multă pe cât a fost folosită pentru a-l crea. Teoria Pământului închisoare. Până acum am vorbit de Pământul ca închisoare într-un mod metaforic, utilizând concepte general acceptate, dar există și o interpretare mai literală a acestei teorii. Dezvoltată de ecologul american Dr. Ellis Silver, teoria planetei închisoare afirmă că originea omenirii nu se găsește aici pe Pământ, ci în altă parte. Silver susține că nu suntem un produs evolutiv al acestei lumi, ci mai degrabă vizitatori care ne-am găsit pe Pământ relativ recent în intervalul de timp geografic. Dr. Silver continuă să susțină că s-ar putea să fi venit pe Pământ oricând între zeci de mii de ani și sute de mii de ani în urmă, înainte de a ne înmulți cu specii dezvoltate mai devreme, cum ar fi neandertalii, determinându-ne să devenim specia hibridă pe care o cunoaștem ca oamenii de astăzi. Această teorie poate că ar părea cuvintele unui nebun, însă doctorul Ellis este un om de știință respectat și chiar crede că are dovezi care îi susțin teoria. Potrivit lui Silver, totul începe cu faptul că noi, ca specie, pare că nu aparținem cu adevărat de acest Pământ. După cum recunoaște Silver, oamenii nu seamănă cu nicio altă specie găsită aici pe Pământ, atât în ceea ce privește capacitatea mentală, cât și inteligența. De fapt, nu există specii pe Pământ care să poată lupta cu capacitatea omenirii de a crea, filozofa și avansa în sens tehnologic. Și acesta nu este singurul argument al lui Silver care sugerează că omenirea își are originea în altă parte a Universului. Acesta afirmă de asemenea că oamenii posedă multe caracteristici fiziologice care sugerează că nu ne-am dezvoltat inițial aici pe Pământ, diferențe față de celelalte specii care pot fi observate încă de la începutul vieții. Primul exemplu oferit de Silver este faptul că mamele umane suferă atât complicații cât și dureri în timpul nașterii naturale, complicații care nu pot fi observate în altă parte a regnului animal. Deși se poate argumenta că multe dintre aceste complicații pot fi cauzate fie de dimensiunea capului unui bebeluș, fie de forma pelvisului uman, Silver susține că nu ar avea sens din punct de vedere evoluționar.
De asemenea, bebelușii umani sunt practic neajutorați ani de zile după naștere, dezvoltându-se extrem de lent în comparație cu restul regnului animal. În cadrul acestuia, mai degrabă norma este ca bebelușii să devină destul de autosuficienți într-o perioadă rapidă de timp. Silver continuă să observe că pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, afișăm anumite trăsături anormale pe care nu le împărtășim cu alte vietăți de pe pământ. El citează faptul că suntem extrem de predispuși la dezvoltarea bolilor cronice, că suntem vulnerabili la impactul soarelui și că gama de frecvențe pe care o putem auzi este relativ scăzută cu restul animalelor. Doctorul spune de asemenea că motivul pentru care oamenii sunt atât de predispuși la probleme cu spatele este deoarece planeta originală de pe care am fi venit ar fi putut avea o forță gravitațională diferită față de cea cu care suntem obișnuiți pe pământ. Deși există o serie de alte diferențe interesante între rasa umană și majoritatea regnului animal pe care Silver continuă să le evidențieze, se pare că el este de părere că trupurile noastre nu sunt potrivite pentru mediul pământesc. Desigur, aici intervine întrebarea: de unde am provenit? Evident, nici Silver nu poate da un răspuns exact, dar luând în considerare că planeta nu este chiar atât de prielnică pentru noi, consideră faptul că în mod original o parte din strămoșii noștri ar fi putut fi exilați pe pământ, violența pare să fie în natura umană, așa că Silver consideră că am fost trimiși pe pământ pentru a ne reabilita. De asemenea, susține că zeitățile întâlnite în jurul lumii, multe dintre care sunt extrem de similare, chiar dacă vorbim despre zone care nu au avut niciodată contact, ar fi putut fi de fapt ființe extraterestre menite să ne monitorizeze progresul. Cu siguranță, aceasta nu este o teorie acceptată de oricine, dar este extrem de interesantă și nu distrage atenția de la următoarea noastră întrebare: cum putem scăpa? Cum putem scăpa de pe pământ? Fie că am fost exilați de către o specie extraterestră, fie că ne-am dezvoltat natural pe pământ, nu schimbă faptul că metodele prin care îl putem părăsi sunt aceleași. Așa cum am menționat, unul dintre cele mai mari obstacole care împiedică expansiunea oamenilor către spațiu este însăși forța care ne ține pe pământ, gravitația. Călătoria către spațiu nu a fost ușoară, însă în 1957, Uniunea Sovietică a făcut primul pas reușind să lanseze primul satelit artificial în atmosfera Pământului. Procesul lansării unei nave spațiale în spațiu este extrem de complicat și costisitor, însă inginerii NASA, sau care aparțin de alte agenții spațiale, speră să găsească soluții cât mai eficiente pentru a simplifica lansările, dar și pentru a reduce costurile, lucru care ar fi o piesă cheie pentru viitorul explorării spațiale. În total, proiectul Apollo a avut un cost care a ajuns la suma de $25.4 miliarde, care s-ar echivala la 152 de miliarde în banii din prezent. Astăzi, companii precum SpaceX cred că reutilizarea rachetelor este viitorul explorării spațiale, așa că își concentrează resursele pentru a proiecta rachete care îndeplinesc acest scop. Falcon 9 este una dintre aceste rachete parțial reutilizabile proiectată de către SpaceX. Costul lansării acesteia este de $62 de milioane, iar președintele companiei, Elon Musk, speră că într-o bună zi costul lansărilor spațiale să fie redus pentru a fi disponibil publicului și pentru a coloniza eventual planeta Marte. Pe lângă costul construcției și al lansării, rachetele au nevoie și de o proiectare perfectă pentru a evita orice variabilă care poate aduce sfârșitul misiunii, dar și al echipajului rachetei, dacă există. Cea mai mare provocare pentru o rachetă care decolează este însăși atmosfera Pământului, deoarece nava trebuie să folosească o energie mai mare decât forța gravitațională a planetei, dar intervin și alți factori, precum rezistența vântului. Deci, o mare parte din combustibil este folosit pentru a scăpa din atmosferă, fiind necesară o viteză de 11,19 km pe secundă pentru a realiza acest lucru. Concluzie. Cu noile misiuni stabilite către Marte, interesul pentru spațiu pare din ce în ce mai mare. Odată cu proiectarea mai multor rachete eficiente la un preț mai mic, scăparea de pe închisoare pe care o numim Pământ este inevitabilă.
Desigur, chiar și atunci când descoperim modalități eficiente de a lansa nave spațiale, tot trebuie să ne gândim la moduri în care să ne ținem astronauții în viață. Poate că nu va veni niciodată vremea în care să nu depindem complet de pământ sau cel puțin nu în viitorul apropiat, însă dacă reușim să ne protejăm planeta atât de factori naturali cât și de noi înșine, cine poate spune că acesta este un lucru chiar atât de rău? Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.